Stimate surori, iubiți frați, vă zicem un bun venit în casa Domnului și pentru deschiderea serviciului divin din această seară să cântăm împreună imnul 577. Aleluia, zi frumoasă! Tatăl nostru Ceresc, cu această ocazie venim înaintea Ta plin de recunoștință și mulțumire că ai fost alături de noi în săptămâna care a trecut. Îți mulțumim că în fiecare zi ne-ai ferit și ne-ai ocrotit de orice s-ar fi putut abate asupra noastră. Îți mulțumim că ne-ai dat putere în lucrările noastre și am avut izbândă în toate. Îți mulțumim că am ajuns acest început de sabat și am putut veni la picioarele Tale. Amin. Îți mulțumim că pentru fiecare ocazie Tu, prin cuvântul Tău, dorești să ne îndrepți cu gândul și cu inima spre Tine. Amin. Ajută-ne ca și în această seară să putem primi cuvântul Tău într-o inimă curată și să-L putem pune astăzi astfel în practica vieții noastre de fiecare zi. Rămâi Tu alături de cei care nu au venit în acest loc și fă ca să simtă și ei că în acest loc este comuniune cu Tine. Binecuvântează solul care va rosti cuvintele Tale și fă ca pentru fiecare din noi să fie o hrană spirituală pentru viața veșnică. Îți mulțumim pentru toate în meritele Domnului Iisus. Amin. Amin.
Pacea Domnului, bună seara! Este plăcut și frumos să fim din nou la biserică, pentru că aici este locul de întâlnire cu Dumnezeu, aici este casa lui Dumnezeu și aici Dumnezeu alege ca să vină să se întâlnească cu noi. Ce este frumosul? Priveam florile în timp ce cântam, ce frumoase sunt, dar ce ne spune Domnul, că mai frumoase decât florile? El este frumosul, nu? Orice dar bun și desăvârșit, care vine de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Haideți în această seară să mai cântăm o cântare, poate două, după care vom deschide cuvântul, care să nu fie prea lung, să fie mai scurt, pentru că e vineri seara și suntem obosiți. Dacă are cineva un imn preferat? 489. Atât de aproape e Domnul. Amin.
553, spune fratele Diuri. De fiecare început de strofă este cu atât de aproape e Domnul. Oare cât de aproape e Domnul? În inima noastră, în viața noastră și de ce nu și revenirea Domnului. 553. Există o țară lui Hristos. Amin. Cu atât de multă credință, autorul acestui imn vine și vine cu aceste cuvinte pline de speranță, în care nu există nicio urmă de îndoială că nu va moșteni țara lui Hristos. Îndată spune că va intra în ea. Țara mea, o țara mea. Vă mulțumesc.
Într-o lume în care deznădejdile sunt la fiecare pas, ce frumos este ca să avem speranță, să avem nădejde, să știm că Domnul ne-a pregătit un loc, cum a fost și primul imn, în care să fim cu toții. Aș vrea să încep cu o poveste pe care cred că am mai zis-o eu odată. La un medic merge un pacient și spune: domnul doctor, sunt foarte deznădăjduit, am venit la dumneavoastră, nu mai îmi găsesc liniștea, nu-mi găsesc locul, mă simt descurajat și vă rog frumos să mă ajutați, să-mi dați un tratament care să mă ajute să-mi reiau viața, să intru în normalitatea vieții. Medicul îl consultă, îi scrie tratamentul, timpul trece. Trec câteva zile, se întoarce din nou pacientul, spune: domnul doctor, vă rog să mai îmi scrieți un tratament mai puternic, pentru că nu este nicio schimbare în viața mea. Și medicul îi spune: uite, cred că ar trebui să mai ieși și tu din mediul tău, cred că ar trebui să faci schimbări. Din punctul ăsta de vedere, ia uite, zice, în orașul nostru este un clown și ar fi bine să te duci să, la spectacolele lui, să mai schimbi atmosfera, să schimbi mediul și cred că o să-ți facă bine și o să-ți revii. Cred că te-ar ajuta, pe lângă tratamentele care ți le-am dat, această ieșire și întâlnirea cu acest clown te-ar ajuta ca să-ți schimbi viața și să intri din nou, să ai o viață frumoasă. Și pacientul din fața lui pune în cap un pământ și zice: domnul doctor, vreau să spun că acel clown sunt eu. Oameni deznădăjduiți, în urmă cu câteva luni de zile, tinerii care sunt cu mult mai ancorați în mass media și cu Facebook și așa, toți ați avut pe internet mesajul că Robin Williams, unul dintre cei mai buni artiști comici ai ultimului timp, în urmă cu două luni de zile, cred că, la 62 de ani, a fost găsit spânzurat după ce soția sa s-a dus la cumpărături, femeia de serviciu nu era în casă, l-au găsit și a luat viața. A fost unul dintre, spunea presa, unul dintre cei mai fini psihologi în artă și care știa să joace atât de bine rolurile, încât toate filmele care le-a făcut erau de maximă audiență. De ce așa? De ce oamenii de top târăsc după ei un gol în care se prăbușesc? De ce cei care cântă frumos, la un moment dat, simt că nu mai cântă așa de frumos? De ce cei care glumesc așa de frumos, deseori o fac doar de fațadă și se prăbușesc imediat? Am auzit o zicală, spune că omul necăjit, mi-am și notat aici, omul necăjit îl cunoști după pășit.
căpășește încetinel cu năcazul după el. Ați auzit cu toții că în urmă cu câteva săptămâni un tânăr rănit în dragoste a urcat la volan și cu viteză maximă intră într-o altă mașină unde se aflau 5 oameni și care au fost pulberați. Efectiv, au murit toți. De ce așa? Spunea acest tânăr, familia lui era dărâmată, a fost rănit în dragoste și nu se simțea iubit. De ce uneori chiar și noi ne simțim atât de singuri? De ce avem momente când ne închidem în propria noastră cameră, în propria noastră casă și nu ne regăsim în viața noastră, simțim că s-au rupt legăturile cu cei din jurul nostru? De ce așa? Aș vrea în această seară să vă mai spun și să pun o întrebare. Unde mergi tu, omule? În latină sună expresia așa: Quo vadis homine? Tradiția spune că din Roma ieșea un bărbat pe care îl chema Petru. Spunea că ieșea din Roma și în fața lui i-a apărut o făptură împărătească. A avut impresia că este lumina soarelui la apus, dar pe măsură ce se apropia, a văzut că e tot mai elocventă, e vorba de fapt de o fătură împărătească, și pe măsură ce se apropia, de ea, și-a dat seama că cunoaște această făptură și că de fapt această făptură este chiar Domnul. Și tradiția spune că îl întreabă Petru pe Domnul: Quo vadis, Domine? Unde mergi, Doamne? Știți ce a răspuns Domnul? Mă duc să mor în locul tău. După ce se termină această viziune, spune, de fapt, mă duc la Roma să fiu răstignit. După ce se termină această viziune, pentru să se întoarce înapoi, în Roma, unde frații creștini erau persecutați, persecuția era întoi, unii erau aruncați la lei, legați în lanțuri, bătuți, omorâți, și ne spune că a venit și rândul lui, l-au prins și pe el și a spus: vreau să fiu răstignit ca și Domnul meu. Vreau să sufăr exact cum a suferit Domnul meu, dar dacă se poate să nu am o răstignire, o moarte asemănătoare, vreau să fiu răstignit cu capul în jos. Și Petru a ales ca să fie răstignit. Unde mergi tu, omule? Ar fi reversul întrebării pe care Petru i-a pus-o la Domnul: unde mergi tu, Doamne? Domnul ne întreabă pe noi: unde mergi tu, omule?
Într-una din seriile trecute, auzeam pe Oana că vorbea la telefon cu cineva și medicamentele au ajuns să fie un mijloc prin care oamenii își înneacă singurătatea. Iau medicamente ca să nu se mai simtă singuri. Sau ca să-și înnece necazul, să uite. Unii folosesc alcool, alții folosesc alt fel de droguri, pentru că se simt singuri. Unii muncesc în continuu, pentru că se simt singuri, și lista poate că o să continue. Aș vrea să deschidem cuvântul la Evrei, capitolul 11, versetul 4 și 5. Și aș vrea să citim astea două versete. Deci Evrei, capitolul 11, versetul 4 și versetul 5. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Aș vrea să priviți peste aceste versete și să vă întreb ce vă place cel mai mult în aceste versete. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună. Prin ea, adică prin această credință, a căpătat el mărturia că este neprihănit. Prin această credință a căpătat mărturia. Și la fel, și în versetul 5, căci înainte de mutarea lui, adică despre Enoch, spune că primise mărturia că este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, cine are mărturia aceasta este pregătit atât pentru viață cât și pentru moarte. Și aș vrea să ne ducem puțin în Geneza, în Vechiul Testament, și să vă amintiți puțin, să ne aducem aminte despre Cain și despre Abel. Vă aduceți aminte cum a murit Abel? Adam, după ce a ieșit grădina Edenului, a început să ducă jertfe lui Dumnezeu. Și a învățat și cei doi copii ai lui să ducă jertfă lui Dumnezeu. Timpul trece, de mici au văzut că Adam făcea acest lucru. Cain și cu Abel cresc mari, ajung la vârsta maturității și când au ajuns la vârsta de 18 ani, este în timpul nostru că atunci băieții sunt deja majori, Adam le-a spus, Cain, tu ai altarul tău, Abel, tu ai altarul tău. Cain îl întreabă pe Abel, tu ce vei pune pe altar? Abel îl întreabă pe Cain, tu ce vei pune pe altar? Și vine momentul în care Cain își varsă focul sufletului său. Cum? De ce Dumnezeu l-a pedepsit pe tatăl meu pentru o greșeală? Doar pentru atâta greșeală. Că atunci a mâncat din fructul oprit. De ce eu trebuie să mor
Deci de ce tatăl meu trebuie să moară? De ce eu trebuie să mor? Pentru că tatăl meu a greșit. Este mare greșeala care a făcut-o Adam? Dacă ar fi să ne gândim acum și să citim pentru prima dată Biblia, am zice că nu e chiar atât de mare această greșeală, nu? Când eram tânăr, eram copil, am aflat o veste cutremurătoare că în satul de care aparținea cătunul în care copilăream eu, o fetiță de 12 ani a mâncat din mărul de lângă curtea școlii, care aparținea unui om care era rău la suflet. Toată ziua striga la copii, avea pruni, avea meri, avea peri, care erau puși exact lângă marginea gardului școlii. Și bineînțeles, când venea rodul fructelor și când erau coapte, copiii din pauză mergeau și își rupeau câte un fruct acolo. Și tot îi amenința pe copii, era și un om care avea probleme cu un picior și era șchiop și tot satul poreclea șchiopul. Și îi amenință pe copii, zice, dacă mai mâncați din pom, să știți, eu o să îi stropesc cu verde de Paris acești pomi și zice, o să muriți. Bineînțeles, copiii nu au crezut că poate să fie adevărat, dar totuși copiii au mai încetat ca să mai meargă, să mai mănânce o perioadă din pom. Și fetița despre care vă vorbeam n-a fost la școală în ziua aceea și când a venit la școală s-a dus și a mâncat, a luat dintr-un pom, a luat un măr, nu mă aduc aminte exact, era stropit proaspăt, a intrat în comă, atunci distanța, noi stăteam acolo, era distanță destul de mare de județul Bistrița, de Bistrița ca oraș, până ce a ajuns salvarea. Cert e că fetița a murit. După câteva zile, fetița a murit. 12 ani. A fost chiar atât de mare greșeala acestei fetițe? Toată lumea l-a condamnat pe acest om în care a zis, domnule, nu este posibil așa ceva. Cum ai putut tu să faci o astfel de răutate? Dacă ți-ar fi mâncat toate fructele, chiar așa de mare a fost greșeala? Cain zice, nu sunt de acord cu plata acestei pedepse. Să moară tata și mama pentru atât de puțin lucru. Este corect? Dumneavoastră ce spuneți? Este corect? Poate este prea mult să spunem, dar să știți că nu este corect. Și vreau să vă spun ceva în seara asta. Dumnezeu a încercat să-i învețe pe cei doi că de fapt nu ei au murit și nu tatăl lor a murit. Pentru că asta, înainte să moară tatăl lor, înainte să moară ei, cine a murit? Ce ne spune cuvântul? În Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 8, el care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii. Dumnezeu a murit în momentul în care a luat hotărârea ca noi să fim salvați. A murit în locul nostru. Mielul simboliza pe Dumnezeu care moare. Mielul care trebuia să-l ducă ca jertfă. Cain a spus, eu nu am nevoie să moară cineva. Și atunci el a adus doar o jertfă de mulțumire. Știți ce înseamnă acest lucru? Cain a redus totul la el. Nu a acceptat ca cineva să moară pentru el. Și atunci a dus doar jertfă de mulțumire și atunci asta înseamnă că a redus totul la el. Cineva care fumează poate să spună, am o viață
și fac ce vreau cu ea. Ați auzit de multe ori expresia aceasta. Am o viață, fac ce vreau cu ea. Am auzit expresia, zice, până la 25 de ani, trăiesc cum îmi place, fac ce vreau, e viața mea. Abel, în schimb, a acceptat cealaltă perspectivă. A înțeles că mielul îl simbolizează pe Dumnezeu și a înțeles că această jertfă el o aduce pentru că el nu vrea să reducă la el totul, ci să-și predea viața lui Dumnezeu. Și am mai înțeles încă un lucru, că păcatul lovește în Dumnezeu. Doar atunci când vom înțelege că păcatul lovește în Dumnezeu, doar atunci vom putea renunța la el. Un șofer de tir, care tot timpul, în timp ce conducea la volan, fuma în continuu, vine acasă. Când vine acasă, intră în casă, cum a deschis ușa, tati, fetița lui, de câțiva anișori, vine și îi sare în brațe. În momentul în care vede bucuria pe fața ei, cum se îndrepta spre el, ochii sclipind, că a venit tati acasă, și momentul în care îi sare în brațe, se blochează și nu mai poate să respire. Atât de tare mirosea tatăl ei a tutun, încât fetița se blochează și face proerecție. Își dă seama acest șofer și lasă țigările începând din seara aceea, pentru că își dă seama că cineva îl iubește atât de mult și nu mai poate ca să să-i răspundă cu aceeași iubire cu care lui a fost dăruită. Mărturia că ești plăcut înaintea lui Dumnezeu. Abel ne spune în versetul 4 că a căpătat această mărturie. Când a căpătat această mărturie? Cu câtva timp ca înainte ca el să moară. Numai cu câtva timp înainte ca el să moară, a căpătat această mărturie că este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Enoch a căpătat această mărturie că este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu vom primi această mărturie, înseamnă că nu suntem pregătiți nici pentru viață și nu suntem pregătiți nici pentru moarte. Cei doi frați, Iacov și Esau, tata îl iubea foarte mult pe Esau. Era vânător, am putea să zicem că era una dintre făpturile care a fost, ființele care a fost arătate, care ar putea să fie personalitatea de la Hollywood, și era plăcut, pleca dimineața de dimineață, venea seara târziu, cu vânat, lipsea de la altarul de dimineață, lipsa de la altarul de seară. În schimb, Iacov mai era om așa, mai de acasă, mai de familie, mai cu oile, mai cu mama. Era un fel de lider religios, am putea să-i spunem, și se implică în religia familiei, Iacov, nu? Și vine o zi când Esau se întoarce și Iacov, ia să-l încerc eu pe fratele meu. Și îl încearcă cu o ciorbă. Și Esau zice, dar ce îmi folosește mie binecuvântarea? La ce îmi folosește mie? Dau pentru o ciorbă.
Noi ne vindem viața noastră pentru o ciorbă? Vine momentul când Iacov îi fură binecuvântarea lui Esau. Am putea să spunem că n-a fost un lucru prea plăcut pentru ceea ce a făcut. Ca atare nici nu mai poate să stea prea mult pe acasă, câteva zile, și trebuie ca să plece de acasă. Pleacă de acasă, cum era inima lui, vă dați seama, conștiința era încărcată. Vine seara, ajunge într-un loc în care vede că perna cea moale este înlocuită de o piatră, dar acolo are un vis extraordinar. Vede că în acel loc îngerii coboară și îl veghează numai pe el. Și îi dă numele lui acelui Betel. Casa lui Dumnezeu. Și se naște o întrebare aici. Eu aș fi fost cu Iacov dacă aș fi fost în locul lui Dumnezeu? Tu, dacă ai fi fost în locul lui Dumnezeu, ai fi fost cu Iacov? Poate aș zice, da, ai făcut-o, ți-ai făcut-o cu mâna ta, descurcă-te. Ce Dumnezeu minunat avem! Vine dimineața, merge mai departe, ajunge la rudele sale, știm cu toții, îl întâlnește pe viitorul său socru Laban. Acesta bucuros că are cine ca să-i lucreze, dacă a descoperit că poate să-i lucreze și pe gratis, e un lucru extraordinar, au încheiat un contract care știți de câte ori a fost schimbat, de 10 ori, tot a fost schimbat acest contract de muncă. În sfârșit, știm cu toții, vine momentul în care Iacob, deznădăjduit, tocmai îi schimbase din nou contractul socrul său Laban, spune, uite, dacă oile vor face mieri albi, vor fi ai tăi, dacă vă face miei piestriți, vor fi ai mei, zice Laban. Și s-au învoit, trece timpul, oile au început ca să nască oi albi, miei albi pentru Iacov. Nu trece mult timp, din nou Laban îi schimbă contractul. Iacov ce se gândește ce să mai facă și se apucă și pune în șgheaburi nuiele decojite, după aceea cojite, după aceea decojite. Cam așa facem și noi. Încercăm ca să punem nuiele în șgheaburile noastre, că doar așa o să fie cum zicem noi și cum facem noi. Și Dumnezeu îl prinde de mâneca hainei într-un vis, într-o noapte, și îi spune, Iacov, iar de fapt Dumnezeu i-a arătat îngerul care se plimba printre oi ca și alegea că acum să nască miei albi, după aceea să nască miei pestriți și să înțeleagă și Iacov că nu nuielele care le-a pus el în șgheaburi, deci nu grija lui, nu munca lui, arșița în care a stat el, l-a făcut ca să fie cu bogăție, ci pentru că Dumnezeu a fost cu el. Ce Dumnezeu minunat avem! Ei, timpul trece, pleacă de la Laban și vreau să mă apropii de încheiere. Vine timpul când se întoarce acasă, adică vrea să vină să se întoarcă acasă.
din spate îl urmărea Laban, din față venea Esau spre el. Știți, ca o bilă care este prinsă și lovită între cu două, să zicem, stăvilare, nu? Ce se întâmplă cu ea? Ori se sparge, ori sare în sus. A Iacob, în momentul acela, a ales din nou să privească în sus. Dar cum? Prima dată, ca să privească în sus, își trimite turmele cu slujitorii, după aceea își trimite pe cine trimite? Leia, pentru că o iubea mai puțin, cu roabele lui Leia, nu? După aceea o pune pe Rahela, care o iubea, așa, și el unde s-a așezat? La urmă. Vine noaptea și o mână, simte o mână pe umăr și în momentul acela zice, cu siguranță este un om al lui Esau care vine spre mine cu 400 de ostași și începe și luptă, și luptă, și luptă. Nu mai poate, obosește, pe când oponentul său se face dimineață și oponentul său nu obosește deloc. Și când se reverse zorile, un cutremur se oprește în coapsă și simte o durere zdrobitoare și rămâne infirm. Dar realizează că așa zisul oponent cu care el lupta era Dumnezeu. Și îi zice, nu te las până ce nu mă binecuvântez. Dar nu avea el binecuvântarea în buzunar de acum 20 de ani de când l-a binecuvântat Isaac, tatăl său? Nu a luat el binecuvântarea acum 20 de ani? De ce mai trebuia să fie binecuvântat acum? De aceea, pentru că conștiința lui era încărcată, aștepta ca să se ducă, să se întoarcă, să primească iertare. Și primește binecuvântarea. Primește mărturia despre care am aflat că este iubit. Știți cum? Îl întreabă, care este numele tău? Iacov. Îl întreabă Domnul, că înșelător. A zice, nu te vei mai numi înșelător, ci te vei numi Israel. Și primește această mărturie. Știți ce face? Trece de Rahela și de copii, trece de Leia și de copii, trece de roabe, trece de oi, de animale, trece și se pune primul. Pentru că a primit mărturia că este iubit de Dumnezeu. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Se întâlnește cu Esau. Răspunsul frumos a fost că Esau l-a primit cu îmbrățișare și au plâns unii pe umărul altuia. Cine a lucrat la inima lui Esau ca să nu vină să-l nimicească cu tot cu turme și cu tot? Domnul a lucrat la inima lui în timp ce el primea binecuvântarea. Domnul lucra la inima lui Esau. Cine nu primește această mărturie că este plăcut înaintea lui Dumnezeu, nu este pregătit nici pentru viață și nu este pregătit nici pentru moarte. De atât de multe ori am auzit expresia că nu poate să moară pentru că n-are, este cu conștiința încărcată și nu poate.
Și auzeam că trebuie să meargă să aducă pe nu știu cine care să-i vorbească, să se ceară iertare și să se împace cu el. Unde mergi tu, omule? Încotro te îndrepți? Aș vrea ca să înțelegi în această seară că nu ești singur și aș vrea să înțelegi în această seară că Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu vrea ca să primești această mărturie. Dumnezeu vrea ca să înțelegi că a murit înaintea ta. Pentru că venim să spunem că doar pentru atât sau numai pentru atât, numai pentru atât Dumnezeu a murit pentru noi și a dat viața pentru ca noi să fim răscumpărați. Asta e cel mai mare lucru. Domnul să fie cu noi să înțelegem acest lucru. Amin. Mulțumim Domnului de mesaj, mulțumim fratelor Iusti. Vă invit ca spre slava lui Dumnezeu pentru închiderea serviciului divin să cântăm imnul Poți să te încrezi în Iisus neîncetat. O găsim sub numărul 249.
Îți mulțumim, Tatăl nostru, că în această seară ne-ai cercetat și ne-ai arătat prin cuvântul Tău că orice neascultare sau rezultatul oricărei neascultări, consecința este moartea. Îți mulțumim că ți-am auzit glasul printre noi și ai adus atâtea exemple că mai înainte ca să murim noi, Tu ai pregătit o jertfă prin Domnul nostru Iisus Hristos. Îți mulțumim că Tu ești la dreapta Tatălui și dacă există în această sală, în seara aceasta, suflete chinuite, cum a fost Iacob, pentru neascultare, pentru înșelăciune, pentru multe alte păcate, și a venit cu dorința ca să se întâlnească cu Tine, fă ca seara aceasta să fie pentru sufletele noastre pârâul de la Iaboc. Ajută Tatăl nostru ca să ne întâlnim fiecare personal cu Tine, că toți avem nevoie de Tine. Așa cum stăm înaintea Ta, Te rugăm să privești cu îndurare, să ne ierți că toți am păcătuit. Să ne speli prin sângele Tău și să ne dai harul făgăduit, pentru că Tu ai învins, Tu ai înviat, Tu Te-ai înălțat și Tu vei veni iară. Îți mulțumim de această făgăduință, condu-ne la locuințele noastre și fă-ne harul ca dimineață să ne putem revedea, reîntâlni cu prezența Ta și unii cu alții. Tot sabatul dorim să-L petrecem în temere de Tine. Nu uităm să-Ți mulțumim pentru că ai ascultat rugăciunile și ale noastre și ale tuturor copiilor Tăi. Îți mulțumim că Tu faci minuni și astăzi, de aceea să fie lăudat, slăvit, mărit și binecuvântat numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Prin Domnul Hristos Te-am rugat. Amin. Amin.